Citește. Sar. La început, jocul nu avea niciun nume, dar într-o zi, Buna i-a povestit cum stă Dumnezeu în ceruri și are grijă nu numai de fiecare om în parte, ci de fiecare viețuitoare și atunci ea a știut. Se juca de Dumnezeu. Tare i-ar fi poruncit mamei să se întoarcă, dar la așa distanță jocul nu avea nicio putere. Mâine dimineață plec în Italia. Am găsit ceva de muncă acolo. E foarte urgent. Voi sta o perioadă scurtă. Ai grijă! Sunt o familie foarte bună. Mai rar putea așa ceva. Dar ca toți italienii, cred că româncele sunt curve, hoațe și proaste. Nu și leneși, că de asta le caută. Tu arată-le cine ești, fă-ți treaba. Te vă pune la încercare. Dar tu știi să scrii și să citești? Si, seniora. Am făcut liceul. Am auzit atâtea la TV despre gradul de cultură din România. Văd atâtea cerșetori pe stradă. Scuză-mă. Erau dispuși să-și imagineze lucrurile cele mai îngrozitoare. O lume de oameni primitivi cu mațele ghiorăind de foame, care au scăpat de tarturi și acum scurmă după hrană prin Europa. Bărbații sapă, cară, construiesc, dau cu vopsea, iar femeile se pricep de minune să frece orice le pui în față. Să-i hrănească și să se joace cu cei mici, ori să-i îngrijească pe cei bătrâni și bolnavi. Oricum, sunt folositori la casa omului și la un preț convenabil. Sunt rezistenți la boli, nu se plâng una cu două. E drept, uneori bărbații mai violează și ugit taliente, iar femeile se dau la bărbați însurați sau la moșneci ca să le moștenească averea. Mai și cerșesc sau fac din mână pe marginea șoselei. Mama ta, în Italia, ce faci? Și cât câștigă? Terge babele la fund. Mama face menaj și câștigă cinstit. Nu are de ce să-ți fie rușine. Mama nu mai are față. E o voce umedă care întreabă ce mai face iubita, ce cadou să-ți iau de ziua ta. Vocea mamei trimite bani ca să refacă vechea casă a bunicilor, mai trimite bani pentru apartament ca să nu stea străini în el. Dacă o să o stea mult, o să uite românește. Dacă mama va uita limba, ele nu vor mai putea vorbi. Bunul a tăiat fotografia în două ca să-l scoată pe tata de lângă ea. O săptămână, mama și tata s-au certat continuu la telefon, iar într-o dimineață, el și Mălina s-au mutat la apartament. Fabrica unde a lucrat Vali ca inginer a dat faliment și a intrat în șomaj. Nu voia să lucreze ceva sub diploma lui. Eu nu vând marmeladă, catraveți, murat și chiloți într-un butic. Întâi a fost depresia, apoi a venit nesimțirea. În ritmul ăsta, întoarcerea mamei ar fi fost imposibilă. Nimeni nu voia întoarcerea mamei în afară de ea. Nu era normal ca mama să o șteargă la fund pe bătrâna aceea drăguță, rujată și cu inele, iar Mălina și tata să ia banii și să meargă la schi. Mama să spele vase și bună să cumpere var și cimente. Vocea ei umedă și obosită să tot mintă: da, iubita, vin!